Hai să vă spun o noutate, pe mine, sincer, m-a surprins, plăcut de tot, de tot. Când concurenția a intrat în casă și a oprit uh, numărătoarea, ați văzut că era Roberto, Ionuță, Denisa, erau mai mulți acolo, nu știu, cred că și Cătălina, Vlad și a coborât și mama lui Dani Pescări pe întuneric, încă nu se a prins mine și întreba, da, Diana, Diana unde e? Diana a ajuns la Dani. Și atunci, cumva, nu știu cine a răspuns, că da, s-a dus și ea și Hatice. Mie mi se pare un lucru bun ăsta, faptul că dânsa își dorea ca Diana să ajungă și să rămână cu Dani. Și cred că este cel mai bine felul în care au rămas. Adică Diana, Dani, Mihai, Hatice. Eu nu știu dacă ori dormi toate trei cuplurile în aceeași cameră. Mi s-ar părea foarte ciudat. Dar o să vedem. Dar mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut.